Bună! Sper că sunteți bine. Nu ne-am văzut în ultimele săptămâni și îmi pare foarte rău. Nu-mi stă în fire treaba asta. Însă se pare că a venit momentul. Am fost și eu pozitivă. Astăzi aș vrea să-mi cer scuze încă de la început, căci sunt sigură că deja ați auzit câteva bocăneli. Vecinii noștri n-au terminat nici după jumătate de an renovarea apartamentului de sus, deși cred că s-au și mutat între timp. Nu am înțeles exact ce se întâmplă, dar în fiecare zi este aceeași gălăgie cu aceeași bormașină și mai nou avem și un ciocănel. Anyway, astăzi aș vrea să aduc în discuție o paletă pe care mi-am făcut-o singură, tocmai ca să îmi ușureze călătoriile. Și cum tocmai ce m-am întors dintr-o călătorie, acum mai mult timp, într-adevăr, m-am întors din vacanța noastră din Bulgaria, dar această paletă stă tot timpul în bagaj. Niciodată nu iese de acolo, foarte, foarte rar, și probabil asta este una dintre cele mai rare ocazii în care am scos-o. Dar am scos-o tocmai ca să vă prezint, să vă arăt ce pot să fac cu ea, adică acest machiaj, și dacă vreți să vedeți tot acest video și cum am ajuns la acest look folosind aproape în întregime această paletă, stați aici și să-i dăm drumul. Ok, asta este paleta despre care vă povesteam acum câteva secunde. Așa arată ea, este o paletă de la Melchior goală, pe care eu am umplut-o cu produsele mele preferate sau produsele care am considerat eu că se potrivesc în această paletă. Îmi pare rău că nu este foarte curățată, abia ce am scos-o din bagajul meu de călătorie, asta pentru că această paletă niciodată sau foarte rar de fapt ajunge pe masa mea de make-up, tocmai pentru că este concepută astfel încât să-mi acopere mie toate nevoile atunci când merg undeva sau mare parte din ele. Motiv pentru care evit să o scot din geantă ca să mă asigur că o am tot timpul cu mine atunci când plec. Hai să vedem ce sunt toate produsele astea și pentru ce le folosesc eu, pentru că unele nu sunt neapărat ceea ce par. Ăsta de aici din colț este Hoola, este bronzerul Hoola clasic, însă într-o variantă micuță. Dacă vă cumpărați un Hoola micuț clasic, asta este mărimea lui, însă el va fi în continuare de dimensiunea produsului full size, pe care cred că îl am pe aici ca să vi-l arăt, ceva de genul ăsta, poate un pic mai mică cutia, însă pentru această mică pastiluță de culoare să car toată pătrățica asta măricică, tot pătrățelul ăsta mare, pentru mine este un pic cam mult și am constatat că de fiecare dată găsește cumva o variantă să mă enerveze ambalajul mare atunci când plec pe undeva, mai ales că eu încerc să călătoresc cu produse cât mai micuțe, încăpătoare, și atunci ce sens are să nu fac eu această mișcare și să folosesc paletica asta micuță și subțire într-o asemenea paletă compactă pe care o poți lua cu tine. După care, by the way, produsul ăsta eu îl folosesc atât pentru față cât și pentru zona ochilor și mai nou și pentru zona buzelor, și o să vă spun la momentul oportun cum fac treaba asta. După care am aici un blush, ăsta roz, este un blush de la Rimmel London, nici nu mai știu cum se numește sau care este nuanța pentru că nu scrie pe spatele lui absolut nimic, însă știu că îmi place foarte mult culoarea asta. Să nu ne mai deranjeze Vodafone-ul. Spuneam că îmi place foarte mult culoarea asta de aici, este și foarte puțin shimmery, adică dacă n-ai chef de iluminator, foarte bine poți să sari peste, merge folosit și pe buze, pentru că este o nuanță plăcută și dacă vă uitați un pic seamănă foarte mult cu buzele mele și mi se pare că merge și în zona ploapelor, în forma și intensitatea pe care voi vă doriți și pe care vă permite culoarea, bineînțeles. După care, mai departe, este un produs surpriză și anume, zic surpriză pentru că foarte multe fete când m-au că spun asta despre produsul ăsta, se gândesc, serios, mă așteptam să folosești numai produse scumpe. Nu e adevărat. Asta este o pudră de la Oriflame, din colecția The One Illu Skin sau ceva. Este Illu Skin Powder sau Velvet Powder. Mi se pare că sunt două pudre cu denumiri diferite, dar sunt foarte asemănătoare. Sau poate pur și simplu au schimbat denumirea de la una la alta în timp și mie mi-a rămas în cap Illu Skin și Velvet Skin Powder ceva. În tot cazul, aceea este pudra pe care o am eu aici. Îmi place foarte mult, este o nuanță foarte deschisă, nuanța porcelain, asta știu sigur, sigur, pentru că eu sunt o tipă destul de deschisă la ten, deși acum aș spune că mi-e un pic cam albicioasă, dar îmi place foarte mult pudra asta pentru că este foarte fină, satinată, așa pe ten, lasă totul curat, clean, are puțină acoperire și matifiază foarte bine toată fața. După care, ce am aici mare și rotund și un pic roz, este un fard de ploape pe care să vedem
Nu, nici pe spatele ăstuia nu am nuanța. Este un far de ploape de la Melchior de data asta, pe care eu îl folosesc uneori pe post de iluminator, pentru că uite cum arată. Se vede că iluminează puțin. Îl folosesc pe post de iluminator sau pe centrul ploapei pentru a atrage lumina. Și ultimul far, dar nu cel din urmă, să vedem dacă are denumire pe spate. L-am lipit pe ăsta. L-am lipit și nici nu are denumire, am văzut acum ușor. Este un fard de la MAC aici. Este o nuanță peachy, cum rar găsești. Este și foarte intensă. Mi se pare foarte potrivită ca blush. Este fardul meu preferat pe care îl folosesc pe post de blush. Hai să punem paleta asta în aplicare. După cum vedeți, mi-a mai rămas aici un spațiu. Mărit ce l-aș spune, adică mi-ar mai încăpea un trio sau poate chiar 4 farduri micuțe și cu asta aș încheia, să zicem, această paletă, mi-aș face chiar o paletă foarte potrivită și pentru zona ochilor. Dar încă nu am găsit aceste farduri care să se potrivească la fix acolo și să se potrivească de fapt și cu gusturile mele, așa că momentan atâta rămâne paleta asta, să-i dăm drumul să o punem la treabă și să vedem ce știe să facă. Dacă paleta asta este tot timpul în geanta mea de voiaj, fondul de ten și concealerul mi-l aleg tot timpul din trusa mea de make-up, pentru că îmi place foarte mult să experimentez, sau poate este o perioadă a anului în care pur și simplu mi se potrivește mai bine un fond de ten în detrimentul altuia. Astăzi aș vrea să ne jucăm cu L'Oreal Paris True Match Nude Plumping Tinted Serum și eu am aici nuanța, că știu că asta este de interes. Nuanța 0.5 liniuță 2, very light, nu ne mirăm. Acest produs este unul super lichid, cu acoperire destul de mică. Este un produs cu acid hialuronic și cu pigmenți, ceea ce îl face să fie un produs potrivit pentru a ilumina tenul. Asta este nuanța care mi se potrivește mie, pare destul de deschisă, însă imediat ce-l voi așeza pe ten o să vedeți că nu este. Mi l-am pus pe spatele mâinii și repede trebuie să lucrez cu el, căci se mișcă destul de ușor, după cum vă spuneam, este super lichid. Dacă vreți să folosiți mișcări de ștergere, vă sugerez să le folosiți atunci când vreți doar să duceți fondul de ten pe diverse zone ale feței, dar întotdeauna la final să tapotați tot produsul cu ajutorul unei pensule de buffing. Asta este o pensulă de buffing Foundation Buffing Brush de la The Body Shop, T22W este numele ei. Și de ce vă invit să faceți treaba asta? Pentru că în felul ăsta fondul vostru de ten va lua textura asta naturală a pielii. Uitați-vă la ăsta cât de bine arată, ce frumos lucește, natural. Vreau să folosesc un concealer și de data aceasta am să folosesc tușe clar Radiant Touch de la ISL. Nuanța cred că este 40RD. Ăsta este un concealer care arată ca un pix sau ca o pensulă de fapt. Este un concealer somon potrivit pentru persoanele care au cearcăne gri, pentru că griul se neutralizează cu ajutorul unui produs somon roz. Da, ăsta nu este genul de concealer pe care trebuie să-l punem pe toată fața, pe coșuri, pe așa ceva mai departe, pentru că nu va face ceea ce vă doriți voi să facă, ci doar îl punem în zonele astea unde vrem să ștergem cu griul ăsta pe jos. Și ia uite cât de fresh și cât de proaspăt trezită par după acest concealer. Mi se pare că toată zona asta de aici este neutralizată, arată totul la fel ca restul feței și parcă nu se mai vede griul pe care îl mai văd în partea asta. Hai să schimbăm și ochiul ăsta. Ta-dam! Așa arată tot machiajul în momentul ăsta. Mi-ar plăcea să trecem mai departe la sprâncene. Pentru sprâncene, de obicei, atunci când plec undeva, aleg să iau după mine tot produse care îmi sunt ușor de depozitat, de cărat și așa mai departe, pentru că îmi doresc să ocupe cât mai puțin loc în bagaj. Și de obicei îmi iau un creion. Astăzi am aici creionul Precisely My Brow Pencil, pe care îl știți, de la Benefit. Este unul dintre creioanele mele preferate pentru ochi, pentru simplu fapt că mina este foarte subțire, însă găsiți produsul ăsta, de fapt găsiți produse similare cu ăsta la un preț mult mai accesibil și la NYX, de exemplu. Vă încurajez să fiți foarte atente la forma voastră naturală a sprâncenelor voastre, pentru că vă va ușura foarte mult viața și vă va simplifica foarte mult machiajul. Dacă vă uitați la ele, eu de exemplu le-am pensat acum câteva zile, dar foarte puțin, numai de pe zona asta de aici ce-mi creștea în exces. În rest încerc să le las cât se poate de naturale și de groase, cum vor ele să fie, și doar
mai vin și mai stilizez pe aici, pe acolo, pe unde simt nevoia de 2-3 fire în plus. De exemplu, zona asta pe care acum o umplu are fire de sprânceană, însă are destul de puține, subțiri și foarte ușor pigmentate. Am să folosesc și un produs care să le facă să stea ridicate și înțepenite toată ziua și de data asta folosesc un produs de la NYX, Control Freak, așa se numește, și un produs cu periuță și iată, trec o dată înspre vârful sprâncenei, nu cred că este o tehnică foarte des întâlnită, pentru că vreau să bag întâi pe dedesubt tot acest produs și apoi mă întorc și le periez în forma lor naturală de creștere și am grijă să ridic ușor pe acolo pe unde se poate. Am trecut la paleta mea de călătorie și am luat o altă pensulă, de data asta este o pensulă de la MAC 137. Este o pensulă destul de pufoasă și de mare pe care eu o găsesc foarte utilă și am să iau un pic din pudra asta. După cum vă spuneam, nu aveți nevoie de cine știe ce pensule în foarte multe forme, dimensiuni și așa mai departe, pentru că o singură pensulă din asta foarte mare și fluffy merge făcută altfel, doar dacă o presați în maniera în care aveți voi nevoie. Partea bună la o pensulă din asta imensă este că nu va lua foarte multă pudră și nu va aplica foarte multă pudră pe fața voastră, tocmai că puneți fix cât aveți nevoie ca totul să rămână în loc. Și acum ce vreau să fac este să mă folosesc de aceeași pensulă și să iau puțin bronzer și am să trec un pic peste zona asta a pometelui. Am aplicat pudra asta bronzantă tocmai în scopul de a face un machiaj ușor bronzy, nu am vrut să-mi conturez tenul, pentru că a început să-mi placă forma asta așa un pic rotunjită, de fapt fața mea pătrată, așa cum este ea. Însă voi, dacă sunteți în continuare mare fani ale tehnicilor de conturare, puteți să faceți treaba asta. Încă un truc despre care am mai povestit în videourile mele, dar nu știu dacă le-ați văzut pe toate, așa că îl voi spune și acum. Pe măsură ce țineți pensula mai de coadă, blendingul se întâmplă mult mai ușor. Pe măsură ce vă apropiați mai tare de peri, estomparea va fi din ce în ce mai grea, tocmai pentru că nu vă ajută foarte tare nici pensula și nici maniera în care o folosiți. Așa că eu am nevoie, de exemplu, de o estompare destul de delicată, motiv pentru care am să țin pensula cât mai din spate. Nu pun foarte multă presiune pe pensulă, dar asta e deja ceva ce puteți să observați. Mai iau foarte puțin din culoarea asta de bronzare și ce fac este să trec într-o linie ascendentă de la ochi înspre păr, adică o să trec inclusiv ușor prin coada sprâncenei, astfel încât să am nuanța asta în două locuri de pe față, pentru că dacă mă urmăriți din nou de multă vreme, știți că eu sunt mare fană armoniei cromatice și aceasta spune că o culoare trebuie să se găsească în mai multe puncte de pe față, nu doar într-un singur loc. O să folosesc culoarea asta micuță de aici. Până acum am folosit pudra asta și pudra asta, așa cum o să folosim nuanța asta micuță, după cum spuneam. Iau foarte puțin din ea pentru că e super pigmentată, cred că am luat cam mult. De obicei, când iau ceva și este foarte pigmentat și mi-e teamă să nu devin un mic clown, îmi iau pensula pe care deja am mult produs și ce fac este să descarc produsul ăsta întâi în zona ochilor, pentru că pe ploape poți să folosești cam orice culoare vrei tu și cam la ce intensitate vrei tu, însă în zona pomeților s-ar putea să nu îți placă ce ți iese și e și mai greu de șters. Uite, de exemplu, pe asta am pus-o într-o formă din asta destul de neorganizată pe ploape și mi se pare că arată bine, pur și simplu am adus un pic de culoare. Și acum am să pun culoarea asta și în pomeți, în vârful pomeților. Și cu ce-mi rămâne pe pensulă pot să trec și pe zona asta a frunții sau peste nas, în funcție de unde vreți voi să aplicați produsul respectiv. Și ia uite ce machiaj simplu și natural am pe față. Am să mă folosesc de inelar și o să iau un pic din culoarea asta de aici și am să o pun strict pe centrul ochiului pentru că îmi doresc un pic de lumină, însă nu foarte multă, n-aș vrea să fie un machiaj foarte studiat sau foarte grafic. Am să iau puțin cu aceeași pensulă mare și am să-mi aplic pe zona asta de aici. Nu este un produs destinat iluminării tenului, motiv pentru care nu o să fie foarte intens, însă este suficient pentru persoanele care pur și simplu vor ceva foarte subtil și delicat. Iau din această pastilă de bronzer
și o să încerc să îmi conturez un pic buzele. Faptul că asta este o pensulă plată mă ajută să urmez cum se cuvine conturul buzelor, ba chiar să-l și depășesc pe aici pe acolo. Aici nu mi-am pus nimic în buze, aici pare că mi-am pus, glumesc, n-am nimic în buze, am doar culoarea asta despre care vă povesteam mai devreme, pe care m-am aplicat-o cu o pensulă micuță. Dacă vă îndoiați de puterea unui fard de față sau de ochi pe buze, iată ce poate să facă. Hai să vedem și în partea cealaltă cum va arăta. Ta-na! Așa arată buzele mele, am să iau un pic din nuanța asta peach de aici și o să pun pe centru pentru că mi-aș dori să am o culoare mai roșiatică un pic pe centrul buzelor și imediat revin cu impresii. Așa arată lucrul ăsta, îmi place foarte mult și tot ce îmi rămâne mie să fac este să îmi așez un pic genele pentru că eu am extensii de gene, însă dacă nu sunteți în situația mea, tot ce trebuie să faceți este să mai adăugați o mascara și sunteți good to go. Mascara este și un produs micuț și ușor de luat cu voi în geantă, deci nu o să vă îngreuneze foarte mult bagajul. Îmi pare rău dacă tot auziți bocăneli, în continuare vecinii noștri mai au de folosit bormașina și după 7 luni de construcție, așa că bear with us. Ce vreau să vă spun este că e cazul să facem inventarul produselor pe care eu le iau cu mine în călătorie. Bun, avem această paletă cu de toate, canalul cu de toate, paleta cu de toate. Mai am un fond de ten, de data asta l-am folosit pe acesta, dar ar putea să fie oricare altul. Un concealer, ce am mai luat la mine? Un produs pentru sprâncene, de fapt 2 produse de sprâncene pentru că am și mascara și astea sunt toate produsele pe care le iau cu mine în geanta de călătorie. Plus, astăzi am folosit 4 pensule. Asta e tot ce mi-au cu mine atunci când plec undeva. Uneori poate am chef de un eyeliner și mai au cu mine un creion negru sau un liner negru și aia este tot. Însă mie mi se pare că am reușit performanța să călătoresc cu foarte puține produse și să scot un look foarte drăguț, natural și care să mă reprezinte. Și fresh. Fresh este cuvântul acestui an, cred. Cam asta este tot ce voiam eu să vă prezint în videoul meu de astăzi. Sper că v-a plăcut și sunt curioasă dacă și voi apelați la acest truc, la această paletică mică pe care să o luați cu voi în călătorii și care să vă ușureze foarte mult împachetatul bagajelor. Mă ajută treaba asta foarte mult, să vă spun drept, pentru că în primul rând sunt organizată, 2 simt că am tot timpul tot ce-mi trebuie cu mine și 3 am loc de alte chestii pe care nu pot să le simplific altfel. Vreau să știu de la voi ce părere aveți despre metoda mea, dacă vă place, dacă nu vă place, dacă ați încercat-o sau dacă ați încerca-o. Sper să aveți un an cât mai fain de aici încolo, deși nu cred că s-a schimbat nimic altceva în afară de numărătoare. Și altceva nu știu ce să vă spun. Îmi pare rău că am lipsit o grămadă de pe YouTube, însă s-a întâmplat treaba asta cu COVID-ul și pur și simplu am avut nevoie de o pauză. Sper să ne vedem mai departe cu mult mai multe materiale în zona asta de beauty, pentru că așa un dor mi s-a făcut de zona asta și de prima mea pasiune ever, de fapt, încât mi-aș dori să mă întorc un pic la ea. V-am pupat și să aveți o săptămână cât mai faină. Pa!